Mihai Eminescu, marele nostru poet român, a fost omagiat astăzi la Biblioteca Județeană Ovidens Sușanu Hunedoara Deva, care a organizat cea de-a 15-a ediție a manifestării Eminesciana, sub genericul Eminescu sau Infinitul Poeziei. Cei prezenți au avut parte de momente artistice oferite de către artiștii plini de har și sensibilitate, care au readus în atenție poezia lui Eminescu. În fiecare an, în 15 ianuarie, marele nostru poet, Mihai Eminescu, este omagiat de către Biblioteca Județeană Ovidens Sușanu și de către autorități. În acest an, când se împlinesc 174 de ani de la nașterea lui Eminescu, sute de elevi, profesori și deveni s-au întâlnit în parcul de la poalele cetății pentru a-i aduce un omagiu. Reprezentanții Consiliului Județean au depus flori la statuia lui Mihai Eminescu din parcul cetate. Și în acest an, în miezul lunii ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu, de ziua culturii naționale, i-am invitat pe toți iubitorii de poezie, pe toți cei care îl prețuiesc pe marele nostru poet național, să ia parte la suita de manifestări organizate de Biblioteca Județeană Ovidens Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara pentru a cinsti memoria. Cea de-a 15-a ediție a manifestării culturale Eminesciana am așezat-o sub genericul Eminescu sau Infinitul Poeziei, un citat preluat dintr-un text al criticului literar Garabet Ibrăilanu. Acesta compară senzația de infinit, de nesfârșire, pe care o generează muzica de aleasă calitate cu bucuria pe care o trăim atunci când citim sau ascultăm o poezie scrisă de Mihai Eminescu. Această bucurie fără margini se situează de aproape 150 de ani pe cerul literaturii române, pe care a apărut și strălucește astrul numit Mihai Eminescu. Vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Ai noștri tineri la Paris, învață la gât cravate, cum se leagă norul. Fericesc norodul cu chipul lor, isteți de oaie, creață. Ziua Culturii Naționale a continuat la sala de lectură a bibliotecii, unde, într-un ambient plăcut și intim, scriitori hunedoreni, binecunoscuți și apreciați, i-au adus omagiul lui Mihai Eminescu, susținând un recital de poezie intitulat Eminescu în inimile poeților hunedoreni. Tot la sala de lectură a fost organizată și o amplă expoziție aniversară cu cărți din opera lui Mihai Eminescu și despre viața marelui poet. Și așa cum și-au obișnuit cititorii, la finalul evenimentului a avut loc concursul intitulat Eminescu Muntele fără poteci, desfășurat între elevii de la colegiile și liceele din Deva pe subiecte legate de viața și creația marelui poet. În final, cei care au răspuns corect întrebărilor legate de Mihai Eminescu au câștigat și premii din partea Bibliotecii Județene. Eminescu a fost un poetul național, este și a fost prozator, a scris teatru. Este cel mai important scriitor al României. Ce înseamnă acest premiu pentru voi? Cred că pentru noi înseamnă mândrie și ne bucurăm foarte mult că am reușit să obținem acest loc. Câte ore de studiu suplimentar a însemnat acest premiu întâi? Nu am semnat, adică am făcut multe ore pentru a ajunge la acest nivel, dar ne bucurăm pentru că am făcut tot din drag și Eminescu a însemnat mult pentru noi și înseamnă și pentru această țară.